Te-ai gândit vreodată că ai putea fi considerat un violator sau un abuzator sexual? Probabil că nu. Probabil că nu. Dar gândește la faptul că atunci când vizionezi pornografie, de fapt asta faci. Este un abuz sexual. Cel mai probabil persoana care este filmată în clipul respectiv pornografic este abuzată sexual, manipulată, șantajată, furată, obligată, agresată și abuzată. Da? Cel mai probabil. Dar și în momentul în care tu vizionezi pornografie, de fapt, obligi o persoană să întreprindă un act sexual pentru tine, care cumperi lucrul acela, fără ca ea să fi dorit să-ți fi dat ție să vezi lucrul acela. Poate îl face că e obligată, repet, că e abuzată și nu dorește lucrul ăla. De fapt, ce faci este să contribui, să participi, să promovezi și să finanțezi abuzul sexual. Și dacă te uiți la pornografie, aproape sigur, ești și tu un abuzator sexual.